seara, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. 4 din cei 11 angajați de la Centrul Municipal de Sănătate Publică, reținuți pentru corupție, vor sta 30 de zile după gratii, au decis astăzi judecătorii. Cei trei moldoveni care au murit în accidentul de ieri din Ucraina au fost aduși în această seară acasă. Între timp, 4 răniți rămân internați în spital. Un bărbat din Leova și-a înjunghiat mortal soția după o ceartă, iar apoi și-a dat foc. Cei doi aveau împreună 3 copii. Cererea lui Dorin Chirtoacă de a-l exclude din cursa electorală pe Vlad Plahotniuc a fost respinsă de Curtea de Apel. 4 din cei 11 angajați de la Centrul Municipal de Sănătate Publică, reținuți pentru corupție, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana. Celelalte 7 persoane reținute în același dosar și-au recunoscut vina și sunt cercetate în libertate. Dumneavoastră vă recunoașteți vina? Nu. Pe rând, cei 4 suspecți au fost aduși în fața magistraților. Toți au încercat să-și ascundă fețele de camerele de luat vederi și s-au declarat nevinovați. Vă recunoașteți vina? Cine e, doamna? Vă recunoașteți vina? Uneia dintre învinuite i s-a făcut rău și a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Sfânta Treime. Pacienta se simte rău, este transportată la spital pentru consultație medicală. După mai bine de o oră de deliberări, magistrații de la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocan au decis ca bănuiții să fie plasați în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Instanța de judecată dispune. Se aplică măsura preventivă, arestul preventiv. O să contestați? Da. Când veți contesta? În termen prejus de lege. Potrivit procurorului, celelalte 7 persoane reținute în același dosar și-au recunoscut vina. Au colaborat cu organul de urmărire penală și-au recunoscut vinovăția și le-a fost aplicată o măsură preventivă neprivativă de libertate. Acum 2 zile, ofițerii CNA au descins la Centrul Municipal de Sănătate Publică și au reținut 11 angajați suspectați că ar fi luat mită de la agenții economici ca să închidă ochii la încălcări. Oamenii legii au deschis peste 100 de cauze penale. Corpurile neînsuflețite ale celor 3 moldoveni decedați în accidentul de ieri din regiunea Vinița, Ucraina, au fost aduse astăzi acasă. Rudele victimelor spun că aceștia urmau să ajungă în Rusia ca să facă un ban. Între timp, cele 4 persoane rănite rămân internate în spital. Cadavrele celor 3 moldoveni au ajuns acasă în această după-amiază. Rudele, răpuse de durere, ne-au povestit că victimele au plecat la muncă. El de ghe s-a dus, a fost un an de zile, nicăieri, de ghe am încercat să duc spad și a-s fi... Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că a fost stabilită identitatea celor decedați. Este vorba de o femeie și un bărbat în vârstă de 26 de ani și un alt bărbat de 43 de ani. Nu lucrez acum. Am trimis pe soț să facă bani. Și banii au venit cu casa înapoi. Asta e viața. Tânăra care și-a pierdut viața în urma impactului urma să se căsătorească în septembrie. Astăzi, bunica și sora acesteia au venit să o ia acasă. Mama nu-i după hotare și m-a trimis pe mine locul ei. Cel mai tare regret, fiindcă când am plecat peste hotare, nu am stat ca să-l petrec. Cele 4 persoane care au fost rănite rămân internate în spital în stare stabilă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență mai este acum... La Vinița vorbim de ofițeri care perfectează în continuare procedurile pentru aducerea acasă a celor 4 persoane traumatizate. Accidentul a avut loc ieri dimineața. Microbuzul în care se aflau 12 moldoveni trecea prin Vinița, îndreptându-se spre Rusia. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un tir, parcat pe marginea drumului. O parte din pilonii de delimitare instalați pe bulevardul Ștefan cel Mare au fost distruși. Pietonii dau vina pe șoferi. Asta de am ținut de educația noastră. Cineva, cred că noaptea l-a furat, l-a fieruzat, l-a dat. Iar primarul interimar crede că mașinile de dezăpezire ar fi agățat pilonii. Revenim cu detalii la știri. Nicolae Bodgros s-a retras din cursa electorală. Artistul susține că nu vrea să renunțe la concerte, așa că a ales muzica. Bodgros i-a îndemnat pe cei care vor să devină deputați să muncească la fel de mult cum o face orchestra pe care o conduce.
Curtea de apel a respins cererea președintelui Partidului Liberal Dorin Chirtoacă, prin care a cerut excluderea liderului PD Vlad Plahotniuc din campania electorală pentru că nu și-ar fi declarat toată averea. Magistrații susțin că solicitarea liberalului este neîntemeiată. Instanța de judecată hotărăște verificarea informațiilor publice privind declararea averii de către concurentul electoral și excluderea acestuia din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 și se respinge ca neîntemeiat. Liderul PL, Dorin Chirtoacă, susține că va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție. Decizia de astăzi a Curții de Apel Chișinău este ridicolă. Se ascund după deget, îl acoperă pe Plahotniuc ca și cum nu are toate aceste proprietăți, deși am prezentat dovada că le are. Noi deja am atacat la Curtea Supremă de Justiție, am depus recurs, l-am înregistrat și la Curtea de Apel. Acum 4 zile, Dorin Chirtoacă s-a adresat în judecată cu o cerere de excludere a liderului PD din cursa electorală, pentru că nu și-ar fi declarat toate averile. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat nu ne-a răspuns la telefon pentru comentarii. Alegătorii care nu vor merge la vot la secțiile la care sunt înscriși conform vizei de reședință nu vor putea vota pe circumscripțiile uninominale. Iar pentru cea națională, dar și pentru referendumul democraților, aceștia își vor putea exercita votul în orice localitate din țară, numai dacă vor prezenta un certificat obținut din timp. Certificatul pentru drept de vot este, așa să spunem, un cartonaș care se eliberează la secție de votare, în care ei sunt înscriși în lista de bază. În acest an, pentru prima dată, vom avea două tipuri de astfel de certificate. Primul exemplu, când eu sunt din Sângerei, votez în ziua alegerilor, sunt la Cimișlia. În cazul dat, mie îmi eliberează doar un tip de certificat, respectiv certificatul pentru circumscripția națională, care îmi permite să votez oriunde de altfel și voi fi inclus în lista electorală suplimentară. Iar celălalt certificat poate fi utilizat atunci când nu puteți vota la secția în care aveți viza de reședință și intenționați să vă exercitați dreptul la vot în alta, din aceeași circumscripție. În cazul în care eu sunt din Sângerei și voi vota într-o localitate rurală din raion care coincide, fiind în aceeași circumscripție uninominală, eu voi primi atât certificatul pentru circumscripția națională, cât și certificat pentru drept de vot în cadrul circumscripției uninominale. Certificatul cu drept de vot poate fi obținut până pe data de 23 februarie, inclusiv în weekend. De la 4 februarie încoace, noi deja am putea să ne ducem. Important însă, repet, ca cetățeanul când se duce să aibă cu dânsul buletinul de identitate, fișa de însoțire și pe loc deja va completa un formular de cerere. Adică lucrul ăsta poate să dureze un timp scurt, pe loc îi se eliberează. Studenții care nu au viză de reședință în localitatea în care învață nu au nevoie de un astfel de certificat. Ei pot vota cu actul de identitate și carnetul de student. Și în acest caz, ei o vor putea face doar pe circumscripția națională. Cei care însă sunt cazați în cămine vor putea să-și exercite dreptul la vot și pe cea uninominală. Cealaltă parte, dacă el are reședință, și nu repet, fiindcă studenților poate, instituția de învățământ le poate face reședință și dacă el are reședință, atunci el poate vota cu ambele buletine aici în Chișinău, fiindcă... Persoanele care vor fi internate în spital în ziua alegerilor vor solicita urna mobilă printr-o cerere. În condițiile în care ei nu au domiciliu în circumscripție respectivă, regulă va fi aceeași, ei vor putea să voteze doar pe lista cu lista națională. Aceeași regulă se aplică și pentru cei din penitenciare. Potrivit CEC, la alegerile trecute au fost solicitate circa 18.000 de certificate cu drept de vot, iar aproximativ 36.000 de persoane au solicitat urna mobilă. Alegerile parlamentare vor avea loc la data de 24 februarie. În acest an este prima dată când deputații vor fi aleși prin sistemul de vot mixt. Astfel, 50 de deputați vor fi aleși pe liste de partid, iar 51 pe circumscripții uninominale. La alegerile parlamentare vor alege președintele țării. Asta spun unii moldoveni care se pregătesc pentru scrutinul din 24 februarie. Deși suntem în campanie electorală, iar candidații și formațiunile înscrise fac tot posibilul ca să-i atragă pe oameni de partea lor, sunt și din cei care habar nu au că mai avem 2 săptămâni până la alegeri. Când-s viitoarele alegeri parlamentare? Eu știu, nu știu, dar când? Dar de referendum ați auzit? Și ați și. Ce alegem pe 24 februarie? Nu știu ce să mă mai gândesc, șapă. Deputații, președintele. Președintele asta. Care avea loc viitoarele alegeri? Păi, nu știu. Când a vrea Dumnezeu? Duminica viitoare. Ce alegem pe 24 februarie?
pe mine mă aleg. Noi singuri ne hrănim, nu ne hrănesc ei. Peste două săptămâni, moldovenii vor vota pentru prima dată în baza sistemului electoral mixt, care i-a cam zăpăcit pe oameni. La ce presupune sistemul mixt de vot? Da, am ieșit, până am nu fost aici. Am ieșit în vigoare. Și ce înseamnă? Da, ce înseamnă? Numai plăhat nu știi. Din partid li este, eu știu. Sunt multe, stare multe, dar treabă nică. Pentru unii alegători, însă, noul sistem de vot nu reprezintă o ecuație cu mai multe necunoscute. Te alegem pe circumscripție și pe lista de partid. Cunoașteți candidații de pe circumscripția dumneavoastră? Da, cunosc. Am întâlnit și din cei care spun că în ziua scrutinului vor sta acasă. Eu n-ați mă aduc deloc. De ce? Da, nu trebuie. Nu ne-am mărit pensia. Sincer, nu știu când ești. V-ați informat? Nu. De ce? Interesează. De ce? Așa, nu locuiesc aici. Peste hotare nu veți vota? Vom vota, dar depinde dacă vom avea timp. Și cum pe 24 februarie se sărbătorește Dragobetele, unii spun că vor alege ceva special. Любовь. А депутатов? Депутатов мы не выбираем, только любовь всегда. Nicolae Bodgros s-a retras din cursa electorală. Artistul susține că nu vrea să renunțe la concerte, așa că a ales muzica. Bodgros i-a îndemnat pe cei care vor să devină deputați să muncească la fel de mult cum o face orchestra pe care o conduce. Nicolae Bodgros, înregistrat în calitate de candidat independent pe circumscripția numărul 42 de la Cantemir, a decis să se retragă din cursa electorală pentru că nu vrea să renunțe la concerte de dragul politicii, așa că a ales muzica. Acum am primit multe oferte, foarte multe oferte, spectacole, evenimente private, festivaluri extraordinar de multe, la care m-am gândit că nu o să fac față și aici și acolo. Desigur că am ales între aceste două mai mult să fiu alături cu muzica. Bodgros susține că dacă ar fi ajuns deputat, și-ar fi îndemnat colegii să muncească mai mult. I-aș fi pus să lucreze pe toți cei care stau în Parlament, mai ales care au deja câte 28 de ani, să lucreze așa cum lucrează orchestra la votare și atunci să știți că nivelul vieții noastre ar fi cu mult, cu mult mai înalt. Întrebat dacă va susține vreun partid politic, Bodgros a declarat: desigur că eu lucrez în cadrul Ministerului Culturii, nu ați vă dat seama ce înseamnă, lucrăm de 40 de ani. Noi am susținut guvernele toate, fiindcă n-ai încotro. Asta este viața noastră și noi suntem la mâna lor. Retras din cursă, Nicolae Bodgros i-a mulțumit guvernului pentru decizia de luna trecută prin care i-a permis să construiască un complex cultural pe un teren pe care l-a primit în dar de la guvernul Tarlev, acum 12 ani. Și s-a schimbat acum destinația. Le mulțumesc frumos la acești guvernați care au făcut și au pus semnătura. Orchestra Lăutare sunt oameni. Să fac un lucru frumos. Din ce bani o să construiți acest centru cultural? O să vedem. O să găsească oameni care au bani. O să găsească oameni care o să ne ajute. Permisiunea guvernului de a construi un complex cultural a fost luată la scurt timp după ce maestrul a anunțat că susține candidatura lui Pavel Filip la Strășeni. Pe circumscripția 42, de unde s-a retras Nicolae Bodgros, rămân înregistrați Elena Bacalu de la Partidul Democrat, socialistul Vladimir Țurcan, Vasile Lupașcu de la Partidul Șor, candidatul blocului acum Constantin Boeștean, Roman Ciubaciuc de la Partidul Nostru, Elena Damașcan din partea PL-ului și candidatul independent Iurie Cărciuneac. Nici nu au fost instalați până la capăt, că au și început să fie rupți. Mai mulți piloni de delimitare puși pe bulevardul Ștefan cel Mare pentru ca mașinile să nu parcheze acolo au fost distruși. Primarul interimar nu crede că șoferii ar fi făcut asta, ci că mașinile de dezăpezire i-ar fi agățat. Numai pe segmentul cuprins între strada Vlaicu, Pârgălab și Emenescu am numărat 5 piloni lipsă. Alții abia se țin, ori stau pe o parte. Asta de am ține și de educația noastră. Cineva, cred că noaptea l-a furat, l-a fier uzat, le-a dat. Din cauza ninsorii, pur și simplu, o s-am îndoit. Păi ce să știu oamenii obrază? Șoferii au rămas nedisciplinați. Încalcă. Dar ce copii, te smarg liber. Iar în fața cinematografului din centrul capitalei, pilonii parcă nici nu au fost. Acolo șoferii parchează în continuare pe trotuar. Unde ar trebui să fie trotuar și sunt parcate mașini, e clar lucru că nu poți să mergi.
este incomod. Oamenii oricum găsesc o soluție de a-și parca mașinile, indiferent de, hai să zicem, soluțiile pe care poate să le interpreteze sfera publică. Oarecum 50-50 a fost o investiție neprofitabilă. Primarul interimar Ruslan Codreanu îndeamnă oamenii să mai aștepte până când proiectul va fi finalizat și vor fi instalați piloni pe tot bulevardul. Pilonii au fost deteriorați și trebuie să o recunosc inclusiv de unele servicii de ale noastre care au intervenit cu dezăpizirea pe trotuare. Noi vom repara, noi vom face oricum o inventariere imediat ce mergem pe reamenajare. Instalarea pilonilor de delimitare urmează să continue pe tot bulevardul Ștefan cel Mare, dar și pe strada Vasile Alexandrii. Pentru cei peste 5.000 de piloni care vor apărea, primăria a alocat din bugetul municipal 2,4 milioane de lei. O saună pe patru roți este invenția unui tânăr din Ungheni care și-a transformat microbuzul vechi într-o adevărată oază de relaxare. Bună ziua, bine ați venit, vă invit la mine la saună. În sauna mobilă încap până la 6 persoane. Cum arată aceasta, dar și de unde a venit ideea, vă spunem în câteva minute. O familie cu doi copii din Sipoteni, Călărași, riscă să rămână pe drumuri din cauza unui scandal în familie. Un frate și sora sa, adică mama micuților, nu pot împărți casa. Bărbatul o alungă spunând că locuința este a lui. Autoritățile locale susțin că dreptate vor face doar judecătorii. Mariana Mustață din Sipoteni s-a mutat în casa părintească împreună cu soțul și copiii acum mai bine de un an, ca să aibă grijă de mama sa care s-a îmbolnăvit și apoi a decedat. Acum ea spune că fratele său o alungă, deși femeia consideră că are tot dreptul să stea aici, pentru că locuința nu ar fi fost lăsată în moștenire niciunuia dintre ei. Am pornit să fac documentele pe casă și mama a decedat și n-am putut. Cum să plec? N-am unde. Hotărască undeva judecata să-mi dăi pași să-mi fac ieșirea mea, care am eu unde ne-am pornit-o. Și el să rămâi în camera lui și ieșirea lui. Cei doi soți și copiilor de 16 și 10 ani stau într-o singură cameră. Copiii își fac temele, dorm și mănâncă tot aici. Deși sunt înghesuiți, oamenii spun că aceasta este singura lor soluție. În altă parte, nu au unde pleca. Gazda e scump. E 1.000 și ceva, dar eu sunt cu mare, fac și eu până la 2.000 de lei. Eu țin copiii, băietul la școală, fata la școală. Noi am îngrijit de bătrâni, noi am îngropat și la urmă că noi le pădem tot și asta e fica cea mai mică. Cătărie trebuie să-mi iei în casă. Copiii sunt și ei afectați de scandalul adulților. Vreau cameră normală, trăiesc împreună cu sora, sfădește unchiul, avem probleme, sare la bătaie. Asistenta socială din localitate ne-a spus că familia este cu venituri mici, iar fratele care le cere să părăsească locuința ar avea dizabilități. Pe care Andrei este cu grad de invaliditate accentuat și totodată este și la evidență ca o persoană periculoasă pentru societate, pentru care câteodată deviere, abateri și poate fi agresiv. Primarul susține că judecata va decide dacă familia Mustață va trebui să părăsească locuința. Urmează ca Mariana împreună cu soțul să înțeleagă că ei sunt pe o turtă străină și trebuie să găsească limbă comună cu fratele. Dacă el găsă o măiestrie ca să se comporte cu dânsul omenește, el nu e acela casă din stradă. Nu am reușit deocamdată să discutăm cu fratele Marianei ca să aflăm de la el cum stau lucrurile. Ceartă cu final tragic la Leova. Un bărbat de 48 de ani și-a înjunghiat mortal soția după un conflict, iar apoi și-a dat foc și și-a aplicat o lovitură cu același cuțit. Potrivit poliției, scena s-ar fi petrecut sub privirile fiului lor de 6 ani, care a fugit la o vecină unde a înnoptat. Azi dimineața, corpurile neînsuflețite au fost găsite de fiul lor mai mare, de 14 ani. Cei doi mai aveau un băiat de 18 ani. Oamenii legii susțin că bărbatul a mai încercat să se sinucidă cu un cuțit, însă a fost salvat. Pe acest caz a fost deschisă o cauză penală. Igor Dodon a devenit din nou subiect de glume la un post de televiziune din Rusia. De data aceasta, prezentatorul Ivan Urgant de la Pervii Canal a făcut haz pe seama președintelui când a venit vorba despre o eventuală împărțire a spațiului de pe lună de către Rusia și Statele Unite. В совместном заявлении сказано о разработке плана юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах в космосе, на Луне. На Луне. Два космонавта стоят друг напротив друга с американским и русским флагом. И если американский космонавт бряцает своим оружием, то русский космонавт звонит своему юристу. А почему только США и Россия делят территорию Луны? Спрашивает президент Молдавии Игорь Додон.
Este pentru a doua oară în această săptămână când realizatorii de la posturile rusești de televiziune fac glume pe seama lui Igor Dodon, după ultima întâlnire de la Kremlin cu Vladimir Putin. Acum câteva zile, la o emisiune de la NTV, șeful statului a fost comparat cu un turist căruia îi place să călătorească în Federația Rusă, făcând aluzie la vizitele sale frecvente acolo. На встрече всем было понятно, кто тут царь, а кто Дадон. Glume au fost făcute și pe seama delegației care l-a însoțit pe Igor Dodon la Moscova. В ожидании президентов в зале царил легкий аромат российско-молдавской дружбы с нотками свежей штукатурки и послевкусием олиготе. Путин вошел в зал походкой человека, при котором Молдова должна снова стать старой доброй Молдавией. Президент Молдавии вошел в зал, когда разрешили. Походкой человека, фамилия которого Дадон. Путин был готов ко встрече с любым Дадоном. Ulterior, într-o postare pe Facebook, prezentatorul Tigran Keosayan a explicat că emisiunea este de satiră și că, de fapt, președintele moldovean este iubit la Moscova. Un număr record de candidați s-au înregistrat pentru alegerile prezidențiale din Ucraina. În total, în curs au fost înscrise 44 de persoane, de două ori mai multe decât la alegerile de acum 5 ani din țara vecină. Favorit în sondaje este renumitul actor de comedie Vladimir Zelensky, urmat de actualul președinte și de fostul premier. На сьогодні 44 кандидати, 20 є самовисуванцями і 24 кандидати є кандидатами від партій. Comisia Electorală Centrală din Ucraina a încheiat procesul de înregistrare a candidaților la funcția de președinte. 44 de concurenți au fost înscriși în cursă, dintr-un total de 93 de cereri depuse, acesta fiind un număr record. На виборах 91-го кандидатів було лише 6, у 2014-му 23. Зараз цифра зросла ледь не удвічі. Printre cei înregistrați se numără 4 femei și 40 de bărbați. Mizele acestui scrutin sunt considerabile pentru Ucraina, care de 5 ani se confruntă cu anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea și cu un conflict cu separatiștii proruși în regiunile sale de est. Campania se anunță a fi dominată de doi politicieni care se bucură de popularitate în țara vecină. Este vorba de președintele Petro Poroșenko, care candidează pentru al doilea mandat, și fostul premier Iulia Timoșenko. Acest scenariu a fost totuși zdruncinat de ascensiunea neașteptată a lui Vladimir Zelensky, un actor de comedie de 41 de ani care își devansează adversarii. Люди разочаровавшиеся, они видят новое лицо, новое, а главное, что это не новое с политическим опытом и бэкграундом, а новое. Printre alți candidați figurează numeroși deputați, foști vicepremieri și ex-miniștri, dar și militari, oameni de afaceri și primarul orașului Lvov. Prezidențialele din Ucraina vor avea loc pe 31 martie. Fraza "în mașină ca în saună", pe care o auzim des în timpul verii, a devenit cât se poate de reală. Un tânăr din Ungheni a construit cu propriile mâini o saună pe 4 roți. Spune că poate merge cu ea oriunde, iar de bobotează a fost chiar și la o mănăstire, unde după ce au sărit în lacuri înghețate, enoriașii s-au încălzit în saună. Bună ziua, bine ați venit, vă invit la mine la saună. Așa își întâmpină Octavian Moraru clienții la sauna pe 4 roți, unică de acest fel la noi în țară. În microbuzul lung de 3 metri și jumătate și lat de 2 metri, în care anterior vindea vată de zahăr și popcorn, și-a amenajat o adevărată oasă de relaxare. Cameră de odihnă. Aici stăm la masă, cușmele sunt pentru temperaturi mari, nu doar cap. Vestiarul sus, deschidem ușa și intrăm în camera de parilcă. Termometrul avem, temperatura se ridică până la 150 de grade. Și dacă cheful are loc înăuntru, focul se atâță afară. Unde mi-a prindem focul de aici? Noi facem murdării înăuntru, s-a pornit. Mai jos este dat pentru curățire. Curățăm să fie totul curat. După ce atmosfera s-a încins la propriu, iar termometrul ne indică 100 de grade, avem în acest vas apă pentru a face aerul mai umed. Cum are loc o petrecere când se întâlnesc prietenii aici? La maxim. E ceva deosebit și eu nu m-aș duce. Pot să fac gălăgii, dar nu se aude afară. Acum iarna ne-am dus în parc, am strâns o mătă, grămăjoară și sărim tot în o mătă. Pe rând. Iar de această plăcere au avut parte chiar și cei mai evlavioși. La sărbătoarea tradițională Bobotează, am dus-o la mănăstire.
Și toți, după ce ieșeau din apă sfințită, intrau în paril și se încălzeau. Primul preot a intrat. Octavian spune că ideea i-a apărut la o ceașcă de cafea. Sătul să muncească peste hotare și a zis că va reinventa mașina veche a familiei, care aproape că ieșea din uz. În 3 zile, dar m-am hotărât, am făcut planul tot cum vreau să fie, cu camera de odihnă, camera de parilcă. În vreo 2 săptămâni s-a finisat tot. Spune că pe lângă cele câteva mii de euro a investit în proiectul său răbdare, ambiție, multă muncă, dar și o tehnică specială. Înainte de a pune lemnul, trebuie de pus falga cu paralon. Spune ca să nu ia căldura. Ești gata să mergi în orice colț al țării? În orice. Și la România, dacă trebuie, mă duc. Și prin Moscova. Unii trebuie acolo, mă duc. M-au sunat. Eu o duc la stăpână acasă. O las. Știi câte ori trebuie, vin și eu. Așa cum în sauna respectivă încap până la 6 persoane, tânărul spune că în curând va mai amenaja una mult mai încăpătoare și mai luxoasă. Aceasta va avea cabină de duș, televizor și chiar karaoke. Protest cu gust de lapte în Italia. Câțiva fermieri și-au vărsat producția pe străzi, fiind nemulțumiți că sunt nevoiți să vândă laptele la un preț mic. Autoritățile spun că încearcă să găsească soluții. Mai multe detalii aflați imediat. Parlamentul Greciei a aprobat aseară aderarea Macedoniei de Nord la NATO, aceasta fiind ultima etapă a acordului greco-macedonian asupra schimbării numelui micuțului stat din Balcani. Votul are loc la câteva zile după ce ambasadorii celor 29 de membri ai Alianței Nord-Atlantice au semnat protocolul de aderare a Macedoniei la NATO, iar acum toate statele trebuie să-l ratifice. Procesul de aderare a fost blocat de Atena până acum, care contesta numele fostei Republicii Iugoslave, considerând că denumirea implică o pretenție teritorială asupra provinciei sale nordice cu același nume. Astfel, se pune capăt unei dispute diplomatice de aproape 30 de ani între cele două țări. Un grav accident feroviar s-a produs în apropiere de Barcelona. 2 trenuri s-au ciocnit frontal, iar un om a murit și peste 100 au fost răniți, 4 dintre care grav. O anchetă va stabili din ce cauză s-a produs impactul și cine se face vinovat. Mira, a saltat por los aires dentro del tren. Așa arată locul unde cele 2 trenuri s-au lovit frontal. Accidentul s-a produs ieri la nord de Barcelona, pe un sector de cale ferată dublă. În urma impactului, unul dintre mecanici, o femeie de 26 de ani, a murit. În cele 2 garnituri se aflau aproximativ 400 de pasageri. Circulația feroviară a fost suspendată și cu siguranță nu va fi reluată decât peste câteva zile, deoarece va fi nevoie de timp pentru a îndepărta vagoanele avariate, susțin autoritățile. Ancheta urmează să stabilească de ce unul dintre trenuri a fost dirijat greșit. Tigrul unui traficant de droguri a fost adoptat de poliția din Tatarstan. Acesta a fost confiscat de oamenii legii pentru că este considerat o probă într-o anchetă. Și cum nu au găsit un loc unde să-l țină, animalul stă în comisariat. Din imagini se vede că tigrul este încă micuț și pare inofensiv. Odată cu el, poliția a confiscat și 5 kg de droguri. Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, acuză o publicație de divertisment de șantaj. Fondatorul platformei de vânzări online Amazon, care a anunțat recent că divorțează, a publicat un e-mail în care unul dintre redactorii șefi ai revistei îl amenință că va publica fotografii în care el apare nud. Asta dacă Bezos nu renunță să cerceteze modul în care au fost dezvăluite mesajele ce au dus la finalul mariajului său de 25 de ani. Disputa a început când tabloidul a publicat poze în care șeful Amazon apare alături de o femeie, imagini făcute aparent înainte ca el să depună actele de divorț. Ulterior, acesta a angajat un detectiv ca să afle sursa informațiilor. Protest cu gust de lapte pe insula italiană Sardinia. Fermierii de acolo și-au aruncat demonstrativ producția, fiind nemulțumiți de prețul foarte mic al laptelui. Autoritățile spun că se gândesc la soluții. Ca să-și arate furia, mai mulți fermieri au vărsat 1000 de litri de lapte pe străzi. Protestul neobișnuit a devenit viral pe rețelele sociale. Ecco, l'abbiamo
buttata anche noi. Il lavoro di 4 giorni l'abbiamo buttato, chi se ne frega, tanto una bottiglia d'acqua costa di più. Che non ci siamo, viva l'industriale. Io piuttosto che darla la butto, non preferisco buttarla, non darle in mano a queste carune, a questi bastardi. Prețul la laptele de oaie a scăzut la 60 de eurocenți per litru, comparativ cu 85 cât era anul trecut. Scăderea e cauzată și de costul mai mic la faimoasa brânză italiană Pecorino, pentru fabricarea căreia se folosește jumătate din producția de lapte de oaie din Sardinia. Fermierii cer acum cel puțin 70 de cenți pentru un litru. Noi vogliamo il latte pagato, basta. Che sia pagato un prezzo di costo più qualcosa anche per noi per vivere. Noi chiediamo solo questo. Pacificamente. Autoritățile i-au anunțat pe fermieri că încearcă să găsească soluții. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Ziua Independenței. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. O seară frumoasă!